Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Miron și a Sfintei Cuvioase Casian și a celor din prunul cu dâns și a cărui cum o să vârșim. Pale Sfinților Ierarh, Ioan Maximovici, Glichiere Mărturisitorul și Nectare de Ivina Trăgătorii de Lume, pale Sfinților Dreptilor Dumnezei și Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni. Nu știu dacă dumneavoastră, dar în altă parte am
spus ce s-a întâmplat cu tânărul acesta din Evanghelie. Un an de zile a fost frământat. Cuvintele Mântuitorului l-au marcat cu fund și pe un an de zile a luat la fel de avântut și a devenit într-adevăr un urmaș al Mântuitorului Hristos, dar Mântuitorul era deja în la cerul, ce apostol, ajungând un episcop princip, unul din primii episcopi princip. În ziua de astăzi, să știți că noi oamenii, dar mai ales tinerii, sunt puși în fața acestui fapt de a alege. De a alege averile, de a alege faima, de a alege un statut înalt în societate, un statut înalt în ghilimele, deci înțelegând social. Și între aceste lucruri și Hristos. Unul din cele mai mari pericole din ziua de azi, care expun pe oameni la o astfel de alegere, este, dragii mei, masoneria. Și astăzi vreau să vă vorbesc câteva cuvinte despre masonerie. Și o să vedeți de ce vreau să vă vorbesc despre ea. Bineînțeles, voi pleca de la faptul că majoritatea ați ascultat cuvintele preasfințitului Flavian, poate înregistrate de acum câțiva ani, poate 10, 20 ceva de ani, când preasfințitul a abordat subiectul acesta mai profund și a făcut o serie de cuvântări și chiar pe un timp destul de îndelungat legat de acest care numită masoneria. Eu, acum 20 ceva de ani, peste 25 de ani, eram cu dumneavoastră în biserică, student, și ascultam cuvântările părintelui Flavian de atunci, era arhimandrit. Și vă spun sincer, ducându-mă la cuvânt la facultate, vedeam și mă gândeam, pare o poveste, pare ceva de vis să existe o astfel de societate, o astfel de organizare atât de puternică, atât de întinsă, care a cuprins pe o rețea cu o caracată să treacă la lume, care are un scop bine definit, dar pe care nu-l prezintă, care poate să-și păstreze destul de bine secretele, nu vine a crede. Și vă spun că eram în sufletul meu așa, cred că prea simțitul exagerează. Iată că, anii trecând, lucrurile au început să devină din ce în ce mai grave din acest punct de vedere. Și masoneria în România și în lume a început să fie din ce în ce mai mare, ca număr, din ce în ce mai influent, să pătrundă în aproape toată societatea și nu oriunde ce în punctele ei, la început vă voi arăta cum am lovit eu de problema aceasta a masoneriei prin faptul că sunt buni și creștinii noștri au ajuns să se lovească de ea. De exemplu, acum câțiva ani, un preot, un părinte de-a nostru, mă sună și îmi spune prea să-ți spun, dați binecuvântare să fac 2000 lungi și o lunie la schipul de la Bac. Da, toată binecuvântarea, părinte. Părintele a făcut la doi tineri din Oradea, le-au făcut rugerea, erau pe nou, a trecut pe vechi, i-au cununat. Și într-o zi, mergând părintele pe la Oradea, s-a dus pe la ei, au stat frumos la masă și a dormit la ei acasă. În camera în care a dormit părintele, nu vă dau numele părintele, dar îl cunoașteți în majoritate. Era un dulap și și-a gazdea a spus, uitați aici, în aceeași parte, la urmă, nu puteți spune, nu la urmă, nu. Părintele și-a făcut mama, s-a culcat, însă a spus la dimineață, n-a mai știut unde a fost dulapul. Și-a deschis altă parte a dulapului și acolo au găsit o marche albă cu cruce roșie pe ea. Este o marche a Cavalerilor de Malta. Cavalerul de Malta este una din rojile masonice, destul de cunoscute în
creșteană la o firmă de notariat, vede că soțul patroanei nu prea stă la slujbă, s-a plimbat de aici acolo, bună ziua, foarte frumos, arăta respectul părintelui, dar n-a stat, s-a retras. Părintele a simțit că ceva nu este în regulă și nu știa cum să abordeze problema cu soția, să întrebe dacă nu cumva soțul este mason. Și întreabă pe această patroană și spune, Doamnă, știți ceva despre masonerie? Am auzit ceva și mă mai întreabă lumea și nu știu. Dar ea spune, Părinte, te rog, crede, m-am săturat. Tinerii pe care i-am ajuns la firma de notariat, care au absorbit dreptul de curând, merg grămadă și tot i-au urcat să laudă. Azi mă duc și în masonerie, azi în masonerie. Spune, Părinte, ce e masonerie asta? Ce le dă? Le dă lapte, miere, ce le dă de tot suflet așa? Nici ea nu știa ce se întâmplă. Deci, iată, un alt caz în care am aflat despre această masonerie și foarte atenție, tinerii sunt graduați din facultăți, mai ales facultăți importante pentru societate, orice facultate are importanță, dar sunt câteva care sunt de preferat, facultatea de drept, facultatea de medicină, studii politice, SRI, armată, poliție, finanțe, bănci și așa mai departe. Un alt caz când m-am lovit de acest lucru a fost de curând, când un fiu de meu domnicesc, mă spun, speriat, o seară, noapte, că era 11 noapte, mă spun, ce s-a întâmplat? El a terminat o facultate, nu vă spun care, dar una de cele care am deschis, trebuie să-și facă un stagiu. Și atunci a intrat la un birou ca să facă stagiu. Și acolo lucra soțul, lucrează soțul și soția. Și soțul îi spune acestui tânăr, uite la calculatorul meu și foarte mult documente acolo. I-a primit și la calculator, s-a deschis un poz în care el era un an de la fel de ofițer de mafia, camionet de mafia. Și tânărul întreabă, făcându-se că nu știe, șefule, dar și care au trebuit să mă duc la ora de dimineață, să iau un loc,
toți îmbrăcați de costum, un șar de căpăsară, se adunc la București, la Hotelul Hilton. Nu știam, toți erau așa, și tăceau, erau foarte tăcuți, foarte sobri, și am dus la Hotelul Hilton. Ei au coborât, când au coborât, nu și-au uitat măsarul pe scaun. Și creștinul a început să facă curat, dar s-a văzut toți la urmă și citește acolo, întrunirea masonică din data de la București, Hotelul Hilton. Și atunci a dat seama că acești oameni, aceste persoane, erau și sunt masoni. Atunci a început un mic să tremure, aducându-și aminte de ce le-am mai spus la creștini despre masonerie. Când s-au întors înapoi, făceau ședința lor, au stat la masă, au mai băut un bar de ceva, erau mai vese, nu atât de sobri ca la început. Și început să discute fără să fie atenți. Și printre discuții nu era așa, noi fiți atenți la Timișoara, trebuie să alegem pentru care să punem un post cu tare. Acolo, pe ăla, trebuie să punem dincolo și așa mai departe. Vă spun aceste lucruri, fiindcă veți vedea că atunci când ascultați un mason, de exemplu, la un moment de secretar, masonerie care a murit scriitorul Lupian Ghelea, sau la mai urmărit de curând un general al Ierotanului care conduce Marea Loja României, ei vorbesc despre o societate filantropică care nu se amestecă în credință, nu se amestecă în politică, ei se întâlnesc, sunt intelectual majoritatea, vorbesc despre bine, despre a face bine, etc. Este un paravan și o păcăleală. În spate se ascunde altceva și tocmai acesta m-a arătat cum au implicat în lumea politică. Și n-a fost singura dată când a transportat astfel de persoane. După aia m-am crezut că există masonerie și am văzut tot. Și chiar, fiind un pic îndrăzneț, am pus să mă duc și eu, să intru și eu la sala de ședință. Și când s-a dus la un hostel acesta, să intru și la acolo, l-a oprit unde e cu somnul. Deci n-am acest lucru, vă rog frumos să lăsiți. Nu era masonerie. Vă mai dau câteva exemple ca să vedeți și de ce te dau aceste exemple, că nu este exclus ca să vă lupiți personal în viața aceasta de astfel de situații, să fiți foarte atenți. Exemplu medic, foarte bun, într-un oraș mare, nu a putut să intre la un spital universitar, fiindcă i s-a spus în față, nu ești masonul, trebuie să plece la un oraș. I s-a spus, te primim, ești de valoare, dar trebuie să... O altă, în alt caz, când am întâlnit o fiică duceasă de-a mea medic, împrietenindu-se cu un alt medic, fiindcă vreau să căsătorească, la un moment dat, vine sperat de la mine și ne spune ca să înțeleg. Stând cu prietenul meu, am văzut că nu-i insignă la nivelul hainei sale. Și am întrebat, ce este insignă? Și el a fost de pe care a dat, eu sunt membru al Clubului Rotary. Clubul Rotary este un club masonic prin excelență, care, veți auzi de multe ori la știri, face multă filantropie, se amestecă cu ierarhi, biserici, oficiali și așa mai departe, dar este un loc de puternice masonice din România. Și am spus, Ioan, dacă vrei cu vastică să părești cu noastră pe om, el trebuie să părăsească să-și facă de munce, și după aceea să se scăpește. Acum vă voi da exemplu două cazuri care sunt un pic mai personale, dar foarte dureroase. Nu vă dau iarăși nume, nici localități, este vorba de o persoană foarte deosebită la un loc, foarte bine pregătit pentru domeniul care este. Un om foarte cuvincios, cu credință, care a venit și vine la biserică, dar, din păcate, la un moment dat, ca tânărul din Evanghelie a fost pus în fața unui lucru de alegere.
ține rânduială. De aceea vreau să vă vorbesc despre masonerie, dragii mei, fiindcă întrebați fiind de ce am făcut acest lucru, el a spus că nu vede un rău în a fi creștin, ortodox și a fi și masonerie. Și el o spune cu sinceritate acest lucru. Și chiar spune că multe din informațiile despre masonerie în sensul rău sunt din răutate puse pe internet sau scrise în cărți și că nu este acest lucru adevărat. De aceea vreau menții să vorbesc de acest lucru și vă rog frumos să fiți foarte atenți, fiindcă este o durere, că el nu mai poate fi împărtășit, nu mai poate fi făcut o taină a Bisericii în Sfânt, nu mai poate fi pomenit la tainele Bisericii și vă explic și de ce. Și un alt caz, acum o să dau și un nume, fiindcă puteți să verificați că este public, chiar când a început pandemia, am primit de la Mulești o știre că un român, Stelian Nistor, a ajuns șeful masoneriei internaționale pentru 5 ani, a ritului scoțian antic și acceptat din lume. Acest Stelian Nistor s-a născut în Frălticenie. A făcut liceul la Școala Națională Socială și are bunici din Bogdănești. Eu, personal, am bunicii tot din Bogdănești. Și am cunoscut pe bunicul lui, fiindcă s-a făcut lui chiar așa mare și oamenii se cunoșteau mai mult. Și când am auzit acest lucru, m-a durut mult. Și am spus iată că noi românii suntem fruntași, nu mă am lucruri rele, parcă avem un stigmat așa. M-a durut sufletul pentru el că a intrat în masonerie, a ajuns de sus și nu-mi dau seama dacă realizează ce se întâmplă și ce face această organizație care se numește masonerie. Și voi încheia această început de prezentare că am văzut pe YouTube spectacolul masonic din Londra din anul 2017, când s-au împlinit 300 de ani de la înființarea zicei a masoneriei engleze. Și acolo am văzut, dragii mei, și vă puteți să vedeți, strânși masoni în întreaga lume, cea mai mare clădire din Londra, guvernați de acestei masonerii englezești în întreaga lume. Și jurnaliști, văzând acest spectacol care s-a dat public, recunoscând oameni care au participat în această mare întâlnire la 300 de ani de la înființarea acestei masonerii, au recunoscut șefi din poliția engleză, șefi din curtea la tribunalele engleze și Londra, mari din Parlament, mari din finanțe, ministere și așa mai departe. Și jurnaliștii englezi s-au întrebat, oare acești oameni au ajuns în posturile acestea cheie, făcând parte dintr-o organizație care se declară ca fiind, nu mai zic secret, dar discret, nu cumva există o probabilitate ca acea organizație să-și pună amprenta asupra conducerii unui stat? Și văzând cât de bine sunt organizați, cine face parte, au tras un semnal de alarmă și au spus că nu este în regulă. Practic au observat că există un stat peste stat, care nu este la vedere. De aceea, dragii mei, astăzi, în continuare, vreau să vă citesc câteva cuvinte
cuvinte spuse, am ales trei oameni din istoria noastră, în istoria României, care consider din afara, să zicem, deși unele au fost din biserică, dar de rest e o persoană interesantă, dar din afara bisericii, care nu spuneți că are ceva biserică masonerie și, bineînțeles, că este împotriva ei. Prima persoană pe care vreau să citesc, din care vreau să citesc, este Mihai Eminescu. Noi învățam la școală poezia lui Eminescu și foarte puțin din proza lui. Dar el a avut o activitate publicistică în jurnalistic extraordinară. Și în această activitate el a publicat foarte mult și a scris despre societatea românească și mondială. Și a scris despre problemele și pericolul care a apărut în sânul ei. Și anume, masoneria și implicarea anumitor evrei în aceste structuri masonice prin care ei vor să colaboreze. În continuare, când veți auzi despre evrei sau și dragii mei, vă rog frumos să înțelegeți că nu toți evrei sunt răi. Nu, nici vorbă. Sunt și oameni, cum se cade, care își văd de viața lor, care au credința lor mozaică, care mai au, unii nu mai au, dar sunt, într-adevăr, evrei foarte bogați în lumea aceasta, care vrea, are concepția aceasta, că ei au fost aleși de Dumnezeu, că sunt speciali și că au o datorie față de Dumnezeu să pregătească calea venirii lui Mesia. Știți că ei nu l-au recunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind Mesia, ci îl așteaptă și în ziua de astăzi. Dar îl văd pe acest Mesia, cum au văzut și străbunii lor pe vremea Mântuitorului ca un conducător al lumii acestea, în care să fie El conducătorul, iar imediat lângă ei să fie acești oameni. Iar oamenii obișnuiți din lume au un alt statut, un statut interior. Iată ce spunea Mihai Eminescu și am ales doar un mic fragment de la el, fiindcă sunt într-o cercetare și chiar am cerut ajutorul creștinilor noștri care au lucrat ca profesor în literatură și mai aștept încă documente mărturii. Spune Eminescu așa, numai o sectă fără patrie și fără simț istoric, numai cetățenii liberi, egali și înfrățiți ai Universului întreg, așa cum se declară masonerii, numai Republica Universală, iată, Eminescu spune că acești masoni vorbesc despre o Republică Universală, reprezentată la noi prin urmașii fanarioților, ca cea a Rosetti și alții, au putut da mână de ajutor unui element străin, a cărui tendință este nimicirea noastră națională. În acest fragment, Eminescu vorbește despre masonerie, cea Rosetti a fost unul din mari masoni, alături de Petre Cal, de Titu Maiorescu, de Nicu Gane, liceul la care a făcut eu bărțesc chiar Nicu Gane, masoni de la Iași. Primele două mari loje din România, din țările române, au fost la Galați și la Iași. Iar societatea aceasta, Junia, mulți dintre ei erau și masoni și se întâlneau la întâlniri literare, citeau poezii, comentau, criticau, apreciau, dar o parte din ei și de cei mai bogați erau și masoni și aveau ritualuri în spatele acestei paravan care era așa un fel de binefacere pentru copiii tineri talentați. Mi-a Eminescu și un care se pare că nu au fost o parte din masonerie, fiind săraci, nu au fost primiți. Și mai târziu, chiar se pare că Mihai Eminescu a fost omorât de către masoni. În cauza tocmai acestui lucru, că citesc de Petre Cal, care spunea din Viena, faceți cumva și închideți gura lui Eminescu. Și într-adevăr, Titu Maiorescu și ceilalți au avut grijă să îi închidă, știți, la mine, în terenul unui spital în Iacob și acolo vin în local și a murit. V-am citat de la Mihai Eminescu. Acum vă voi mai cita dintr-o carte care pe mine m-a marcat de tinerețe, se numește Spitalul, Coralul, Caramonul, Caharul și Franca Masoneria, scrisă de Nicolae Paulescu.
Nicolae Paulescu, care a fost unul din cei mai mari medici români, profesor universitar, fiziolog, cel care a descoperit pentru prima oară în istorie medicinei insulină și care n-a primit premiul Nobel, ci la un an după el a fost descoperit de doi canadieni care au primit premiul Nobel și n-a primit premiul Nobel de ce? Fiindcă a vorbit contra masoneriei, contra implicării vreilor masonerii și conducerea lumii de astăzi. De aceea, dați-mi voi și vă rog frumos să aveți dreptate. Să ascultăm, cum am subliniat noaptea asta, câteva fragmente care să vă arate cât de cât ce este cu această masonerie. Și spune așa, este capitolul Erezia franco-masonică. Spune că toate ereziile de origine judovească fură învinse de creștinism. Înainte a arătat că multe din ereziile anumite biserică au avut în spate evrei care au încutat să lupte împotriva creștinismului. Dar jidovii doreau de mult și lucrau din toate puterile lor ca să găsească o erezie care se poată rupe unitatea creștinătății. Și spune așa, trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă și să poată să se învoiască cu funcția oarbă de mâneri de secure pentru a dobărâ partea rămasă ortodoxă. Vorbește despre protestantism și versus ortodoxie. Și acesta fu rolul ce evreii făcură să joace protestantismul și, într-adevăr, această erezie trebuia să servească de leagă în cele mai formidabile societăți oculte, franc-masoneria. După cum zice un mason copil al Balcerii, lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care se procească omul societății secrete. Adică evreii, dragii mei, ca să distrugă creștinismul, să pună mâna pe globul acesta să-l conducă, s-au gândit să înființeze o societate secretă și s-au folosit de lumea protestantă. Și spune așa Nicolae Paulescu, este medic, cercetător, dragi medici, el care scria documentat. Și spune că ca origine, franc-masoneria, care este minciuna întrupată, pune în mâinile neofiților săi cărți rituale în care povestește că originea ei se pierde în noaptea timpului. În realitate, primele lucruri franc-masone au naștere în Ardea la începutul veacului al XVII. Când îți auzi masoni, spun că ei se dă de la Palatul Solomon, de la Hira, meșterul care îl putem. Originea, vă citesc un alt fragment, originea și domnească a franc-masoniei este manifestă, zice Drummond, un mason. Și dar nu pot fi nici măcar acuzați de multă prefecătorie în această circunstanță. Într-adevăr, niciodată un scop mai deslușit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. A trebuit toată naivitatea rindilor pentru ca să nu înțeleagă că, invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate și să reconstruiască templul Solomon, i-a poftit să asigure triumful lui Israel. Și spune Drummond mai departe, ci că deschideți orice ritual masonic și tot vă vorbește de ideea, ca deși, nu din gradul masonic, destul de mare, înseamnă Sfânt de Evrești, calendarul șapte ramuri, apa alianței, masa de lemn de salcâm, nimic nu lipsește din această instituție figurativă a templului. Dacă vreți să vedeți un templu masonic, mergeți la Piriș, în București. Și am auzit că acolo este un templu masonic, o mai dă voie să se deschide. Dar mai bine nu merge. Un alt martor care trebuie să cunoască lucrurile a fost secretarul Marelui din Franța, care se exprimă într-un mod mai explicit. Franc-masoneria, care este incontestabil de origine evrească, este pentru israeliți un instrument de acțiune și de luptă de care se servesc în mod secret. Jidovii, atât de remarcabili prin instinctul lor de dominație și prin știința lor de a guverna, au creat franc-masoneria ca să înroleze întrânsa oameni care, neaparținând neamului lor, dacă nefiind de plin, se angajează totuși să-i ajute în faptele lor, să colaboreze cu ei la stabilirea dominației lui Israel între
dragii mei, că masoneria, și în alt loc spune, este mâna neevrească a evreilor. Evreii, ca să se poată pune mâna pe state, pe națiuni, nu au vrut să apară ei în față. Și atunci au format această societate, adunându-i de fel de fel de cluburi, mișcări de acestea, cavalerești istorice, transformându-le de fapt în loși, ca prin acestea, aducându-i pe oameni din țările respective, să-și poată întâlni planul. Și atunci, ce frumos spune Nicolae Popolescu. El, când a scris cartea aceasta, era în anul 1913. Hai să vă mai citesc. Este adevărat că acești membri lucrează ei înșiși. Masonii spun din România că sunt independenți. Dar ei nu sunt decât instrumente fără inițiativă conduse de persoane misterioase, adică de evrei. Când s-ar lăuda ei că sunt independenți și suverani, practic ei sunt conduși din exterior. De amintirea cea mai mare parte dintre franc-masoni au intrat în această societate fiind momiți cu făgăduieli de ajutoare mutuale, comercială sau de altfel. Și sunt convinși că fac parte dintr-o asociație filantropică. Iată ce conține prospectul pe care franc-masonia română viitorul se slujitor. Așa s-a întâmplat și cu creștinul acesta nostru, de mare calitate sufletească, dar iată că a fost bătălit. Fiindcă masonii ce spun? Franc-masoneria, instituție esențialmente filantropică, filozofică și progresivă, are drept obiect căutarea adevărului, studiu morale și practica solidarității. Ea lucrează la ameliorarea materială și morală, precum și la perfecțiunea intelectuală și socială a omenirii. Deci, așa spun masonii când te duci la ei. Că ei sunt buni, sunt filantropi, vor să te înalțe intelectual, dar Paulescu zice mai departe. Și când te gândești că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate, când are un scop atât de sublim ca acela de a păstra adevărul. Și spune mai departe, ei bine, de rândul perderii se petrec lucruri care nu se pot mărturisi. Și această asociație ocultă nu este zidită decât pe minciună. Ca să vedeți un pic cam cum se primește comandă în franc-masonie, spune așa, franc-masonie din gradele joase, spre grad, n-au trebuit să intre în atelierele gradelor mai mari. Dar masonii cu grade superioare sunt ținuți să frecventeze cu sârniți atelierele inferioare. Iar această obligație este atât de riguroasă că de ea nu am primit o altă afară. De altfel, și rețineți, prin intermediul acestor grade superioare, ajung la loși deciziile voinței nevăzute care conduce la masonerie. Adică o lojă vine un superior de acesta pe care tu nu știi. Mai departe, cu cine se întâlnește și ce vorbește și ăla îți dă ordine și trebuie să le împlinești. Vreau să vă mai citesc, dragii mei. Uitați cum spune. Prin urmare, franc-masoneria considerată în totalitate este compusă de o superputere, superpunere de societăți. Și fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa, de sus până jos. Ele lucrează unele asupra altora, în același mod cum societățile inferioare lucrează asupra lumii profane. În capul franc-masoneriei, în vârful gradelor și al asociațiilor, se găsește un grup de oameni care dirig, care conduc, toată această colosală organizație. Acest Consiliu Superior este compus din șefi necunoscuți, chiar de masoni, acum cele mai înalte grade. Și acești șefi necunoscuți sunt toți fie fiii unui același neam și adepții unei aceleași legi, adică jiduri. Nicolae Popescu, profesor de stat cercetător și așa mai departe. Vreau să vă mai spun mai departe tot de aici citit. Că iată, în 1913, studiind masoneria, Nicolae Popescu anticipează ce se va întâmpla. Și după ce face aici o analiză a implicării masonilor în Revoluții, începând de mai ales la Revoluția franceză și apoi în
existe. De aia nu mai place mie istoria aceasta, fiindcă una am învățat și în spatele una a fost. Și prefer istoria antică. Dar e interesant de studiat și istoria antică, mai întâi. Că evreii au creat franasoria cu jurul care au zălit Revoluția franceză. Profitând de dezlănțuirea acestei teribile furtuni, au ajuns pentru un moment să distrugă o bărătate monarhică, să pună mâna pe toate bogățile țării, să bate misterios edificiul bisericii catolice din Franța. În același timp, ei reușiseră nu numai să pătrundă în masă în Franța evrei, dar chiar să dobândească cu dreptul de cetățenie. Totuși, evenimentele se întorsiseră fără voia lor, astfel că dominațiile scapă din gheară, că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor și că biserica creștină se ridică din nou în picioare. Visul talonului este deci compromis. Israel nu ajunsese cu speranță el nici stăpân omenirii, nici proprietarul pământului și nici nu izbutise să supune pe dușmanul său de moarte creștinismul. Îi venea cu ce minte lui Iuda o idee mai mult decât infernală, adică să facă să lucreze toate națiile la propria lor inimă și la propria lor domicilie. Și iată cum omenirea care de 20 de ani a avut o educație creștină și care a ajuns la o dezvoltare intelectuală și materială de mai mult în altă, simte tendința să posede o formă politică economică care să se potrivească cu morala eternă a lui Hristos și în același timp să se adapteze la nivelul de actual. De aceea mulți oameni de valoare au căutat și pot încă cu servinți un asemenea model, dar și noi s-au grăbit să le ia înainte. Și au reușit astfel să devieze mersul progresiv al lumii în, profitul caharului lor. Ei inventaseră deci unul după altul două sisteme sociale, politico-economice, și anume un fals liberalism, adică capitalism, și un pseudo-socialism, adică comunism, zis și marxism, după numele autorului evreu Karl Marx. Și spune despre acest liberalism, acest fals liberalism, adică democrația, derivă dintr-o franc-masonerie și se adresează burghezimii. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt mai mult sau mai puțin masonice. Atenția acestui sistem pe care e o economie liberalism pentru ca să distinge de adevărații, deci știm cum voiesc, unul se distrugă monarhiile, căci monarhii sunt apărători naturale pentru oamenilor. Vor să realizeze o republică universală sub dominația lui Israel, care va ajunge astăzi stăpânul întregi. Sub masca pseudo-liberalismului, omenirea va apăra o împărăție înființată întregi. O împărăție cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum, cu adevărată tiranie analogă cu aceea ce omul impune de obicei face și conform prezicerii lui Karl Marx. Liberaliștii vor să dea și lor toate bogățiile țărilor creștine, aducând pe popoare în stare de proletariat, adică doar de muncitori, atât când un fel de robini care nu numai cunoaște decât, numai muncește decât în folosul Israel. Și mai departe, liberaliștii, adică democrații acestea, care nu sunt mai obiezi, și chiar de toate, se lunească creștinismul din educația națiilor. Și la subsoare cea povestea spune așa, liberaliștii masoni intervin și în familia creștină, pe care a venit să o distrugă și încearcă să micșoreze autoritatea tatălui, spune aici, când spunea părinților, căreia îi se ia educația copiilor. Deci, ca pe scris în 1913 și vedem că se întâmplă aceasta acum în zilele de astăzi. Și educați creștinii din sănătate și o să vedeți în urmă și în România. La conventul din 1902, deci cu marea adunare masonică, de el se exprimă astfel. Părintele de familie nu trebuie niciodată să uite că, în ceea ce privește drepturile sale asupra propriilor săi copii, el le deține prin delegație. Adică el este delegat de stat să aibă grijă de copii, nu copii. Spune mai departe, el nu lucrează față de copiii săi decât ca delegat al societății. Și după cum societatea nu îi permite să o întâlnească copiilor, tot așa ea nu
lasă să se intoxice nici conștiința morală acestor copii. Și spune mai departe, Părăzi, iată că și Congresul Lojilor Algereniști Tunisiene din 1903 vorbesc în același sens. Și spune mai departe, citând. Considerând că nimeni nu are dreptul să impuie sau să învețe pe copii o religie oarecare. Considerând că părintele de familie nu poate, fără să-și piardă dreptul asupra copiilor, să se atingă de viața, de moralitatea și chiar de patrimoniul lor. Că tot așa el nu poate să impui copiilor principii care pervertesc inteligența, la o vârstă când ei sunt în imposibilitatea de a le discuta. Emite dorința ca, acel masul, în acea lojă spune, emite dorința ca o dispoziție astfel concepută să fie adăugată codului civil și anume, împiedicări formale să fie făcute părinților, de a da sau de a învăța pe copii o religie oarecare, sub pedeapsa de a pierde puterea părintească. Și în caz de infracție, adică dacă se întâmplă acest lucru bine constatat, copiii să fie luați și să fie confiați statului pe socoteala părinților. Nu vă sună cunoscut? Părinți sună, dragii mei, din Belgia, Olanda, Suedia, Norvegia și chiar în Olanda și spun că sunt loviți de astfel de lucruri. Iată, în 1913, ce spuneau acești masoni în de lor și le vedem astăzi pus în practică, dragii mei, cum statele dau legi concepute în loși de masoni. Așa o spune paranteză președintea noastră, un copil de ei la școală, fiind supărat pe părinți că nu i-au luat ce. Cum le merge minte așa câteodată de acolic, se face că este supărat la școală. Și îl întreabă educatorul, n-are. De ce ești supărat? Sunt supărat că tatăl meu m-a împins, m-a pus tare. Imediat, profesoara educatoare a dat raport la directoare, directoarea cheamă atenția copilului, anunță părinții să vină la școală, îi se atrage atenția de ce a spus copilul și spune că vor avea o vizită acasă. Și vine săraca mama, era în post, deci lucru chiar. Și se duce să ne cumpere salariul și atunci să nu umple frigiderul, fiindcă a venit protecția copilului și să uite dacă are condiții, dacă are tot ce trebuie, să discută cu copilul și cu frații lui. Se uite în frigider și fiind în post, nu au mâncare de lucru. Și o trebuie să cumpere acum să umple frigiderul ca să se asigure că nu este problemă. După aceea, pentru același șoc, ea și-a luat copiii și s-a venit în acolința. Deci, iată, dragii mei, de când se vorbea despre acest lucru, nu numai țin că vorbește partea aceasta la comunism și să vedeți că și în comunism legat de copii același lucru se spune copii să fie educați de școală, școala să fie educată de biserică, să fie educați într-un anumit spirit adusat de materialism, dialectic, de darwinism, de evoluționism, cum ne băgau în școală, nu aveai voie să profesorul să spună altceva și așa mai departe, poate din ce în ce mai mult și zilele astăzi, când controlul asupra învățământului va deveni din ce în ce mai riguros online. V-am citit deci atât din cartea aceasta lui Nicolae Popolescu, sper să o mai găsesc. Și a treia persoană din care vreau să vă citesc, este foarte interesantă. De ce? Este vorba despre Mitropolitul Ireneu Mitrăcescu, care a fost mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române în preajma anului 1940 la Iași. De ce este interesantă această persoană? El a intrat de tânăr în masonerie. A urcat pe treptele masoneriei până la cel mai înalt grad. Masonerie care l-a ajutat să urce în schimb pe treptele clericale și a ajuns iată în Mitropolitul Moldovei. Și Mitropolitul Moldovei, dragii mei, era cel care urma tot timpul să ajungă Patriarhul României. Știți prea bine acest obicei în Biserica Oficială, ca Mitropolitul Moldovei, el va fi, dacă Patriarhul dispare, să fie în locul. Deci un om pus la locul potrivit, știți prea bine de ce. S-a întâmplat ceva cu acest om, și am găsit undeva scris că spune, urcând din treptele acestea la masonerie, confruntând învățăturile lor, a observat și a văzut că el
ele se turbau contra bisericii. Și a avut puterea ca să scrie o carte, se cheamă Teologia Luptătoare. Asta e scoasă în 1994, de Episcopia Romană și Arcușe. Și în această Teologie Luptătoare, are un capitol care se numește Franc-masonerie. Și iată ce spune un mason, de aceea este foarte interesant, care a ajuns cu un grand drum în cartea aceasta. După ce spune că masoneria a apărut sub forma aceasta, mai cunoscută, în 24 iunie 1717, într-un restaurant din Londra, s-au întâlnit mai mult și au pus bazele acestei masonerii englezești. Spune așa, ideile masonice au prins repede și s-au răspândit cu iuțeala în toate țările din apusul Europei, câștigând un mare număr de membri, în special din pătura cultă a societății și chiar dintre capetele coronate. Să știți, dragii mei, că nu pot să intri în casa regală englezească dacă nu intri în loja jartelul albastră. Și veți vedea membrii lor când vin oficial în casa o jartel așa, o pamă albastră și cu o bustea aici. Arată că fac parte în această lojă. Deci sunt mason și prinși mason. Și când le-au auzit că ei doar nu se implică nimic, parcă politică sau conduște. Deci, și chiar capete încoronate. Franc-masonerea s-a schimbat însă la față și a luat îndată înfățișări diferite și a urmărit alte scopuri, datorită elementului evreiesc care a pătruns în ea și a servit-o intereselor lui naționale. Într-adevăr, evreii care au stăpânire în toate țările, pe finanțe, industrie, comerț, preze, etc., spune elementul acestui academician post-mortem, nu puteau să lasă să le scapă din mână un instrument de dominație așa de minunat cum avea să fie masoneria încăpută pe mâinile lor. O travă ateistă din însuși embrionul masonic trebuia întreținută și exploatată în profitul iudaismului. Se amestecă deci în înăpritul luat al franc-masoneriei principii dizolvate din Talmud, din Cabala și din magie. S-a dat simbolul cultului alte interpretare adecvate noilor scopuri puse în mișcării masonice. S-au introdus ca termen de exprimare cuvinte ebraice și franc-masoneria a fost transformată curând în sinagoga satană. Amestecul și rolul și domeniul masonerii se vede și în aceea că în fruntea lojilor din toată lumea stau evrei și numărul cel mai mare al membrilor lor îl formează jidovimea, spunea Irineu Mihălcescu. Spune mai departe, revoluțiile care au desfințat monarhia și au proclamat Republica în Portugalia, în Rusia, în Spania, sunt tot opera franc-masoneriei și după socotința unor istorici, niciuna din revoluții care s-au produs de la viacul al 18-lea încoace nu s-a făcut fără amestecul criminal al lojilor masonice. Vă mai citesc tot din cartea aceasta. Mai întâi, pentru ce este secretă masoneria? Pentru ce nu lucrează la lumina zilei dacă nu are nimic de ascuns? Dacă nu urmărește un alt scop și nu se servește de alte mijloace decât de cele comuniste care n-au pentru ce să fie primite? Apoi, ne ținând seama de deosebire din afară dintre oameni, de granțe, de rase, de culoare, naționalitate, clasă, stări, împletine masoneria cu un scop de acestea. Franc-masoneria pretinde să lucreze pentru întronarea lumea celor trei principii ale marii revoluții franceze, libertate, egalitate și fraternitate, și că dă dovadă în activitatea de cea mai mare de toleranță. Dar iată, după propria lor mărturie, ce sunt libertatea, egalitatea și fraternitatea masonilor. Și spune mai departe, libertate, arma tot puterii cu care noi am răsturnat lumea, înseamnă independența fără margini și fără restricții, sustragere de la orice autoritate. Înseamnă libertatea spiritului care nu poate fi stânjenită nicio revelație. Înseamnă independența voinței care nu se supune niciunei puteri, care nu recunoaște nici lege, nici Dumnezeu. Iată ce înseamnă libertatea pentru mason și pe care o propovăduiesc. Știți? Și vă aduceți aminte de Pașurtești, cum ziceau, frăție și egalitate. Cu
Cu ajutorul libertății capării și al pasiunii românești, ca punct de sprijin, mă vor răsturna pentru totdeauna pe rei și pe preoți, acești dușmani neînduplecați ai neamului românesc, mai frunești pentru omenire decât tigri pentru celelalte romane. Și spune mai departe, iată pe francmasonul proclamându-se pe temeiul principiului de libertate, anarhiști și atei, dușmani neînduplecați ai monarhiei și ai religii. Iată-le toleranța în față de convingere politice și religioase ale celor ce nu fac parte de întorșile lor. Mai departe spune despre egalitate. Instrumentul autoputernic în care noi am transformat lumea înseamnă egalizarea proprietăților, căci drepturile omului la pământ comun ca cetățean al unei singure și aceeași lume, ca un copil al unei singure și aceeași mamă. Sunt mai vechi și mai sacri decât toate contractele și decât tot timpul nescris. Adică vor să ne aducă la un comunism universal. Și fraternitate, cred că înțelegeți, o fraternitate înseamnă fraternitate între ei, deci înseamnă între ei, dar ceilalți în exterior, vă dați seama la ce sunt supuși. Foarte interesant și vă recomand să citiți această capitol din carte, toată cartea e destul de frumoasă. Învățăm multe din ea, dar franc-masonul e special. Și vă spun mai departe, ei spun că cred într-un mare arhitect al Universului. Și spune, însă și formul la mare arhitect al Universului, sub care pare a se dăbosti în logic ideea de Dumnezeu, este o amăgire, o minciune sfântată. Pentru că inițiaților la gradul 25 masonic li se răspunde respectat. Nu uitați că el a fost mason de gradul 33, deci vă spune conștient. Spune, răspunde respectat un inițiat la gradul 25. Mare arhitect al Universului, în onoarea care arde tămâia lojilor și atelierilor, nu este Dumnezeu, ci Îngerul Luminii, Geniul Muncii, Spiritul Focului. Dacă nu este Dumnezeu, cine este dragi? N-afară Dumnezeu cine este. Dar dacă nu există Dumnezeu și suflet, spune Irineu Lăcescu, nu există după legea masonică nici înger, geniu sau spirit, ci aceste expresii sunt vorbe goale care nu le corespunde nimic real. Le corespunde pe care să știți. Și uitați cum joacă masonii cu siglele. După alții, Marele Arhitect al Universului este însă și francmasoneria, care se intitulează pe față și Marea Asociație de Distrugere Universală. După această interpretare, literele D, G, A, D, care reprezintă pentru profane inițiale cuvintelor franțuzești Du Grand Arhitect de Univers, sunt pentru francmasoni inițiale de francmasonerie, de la Grand Association Destructive Universelle, Marea Asociație de Distrugere Universală. Deci, așa o înțeleg masonii. Dar nu mai spune totul așa. În fine, după concepția materialistă despre lumea masonismului, Dumnezeu masonului este natura, sau mai exact omul, căci iată mărturisirea ce face un mare mason evreu. Crede în eterna materie mamă și în om fiului iubit, care din materie s-a zănesit și din pământ, cel sfârșit și plănește s-a făcut. Și acum vă citesc și cu asta închei despre pentru răspândirea creismului în lume, francmasonia aduce un obișnuat de luptă frățișă. Citează din declarațiile lor. Război de Dumnezeu, ură de Dumnezeu. Infamul este Dumnezeu, trebuie să zdrobim infamul. Cu masonia este organizată de evrei, războiul dus de aia este îndreptat cu îndrăjire specială împotriva creștinismului. Dogma și dovească și spiritul și dovesc teorie și realitate, totul este îndreptat împotriva bisericii creștine, împotriva ei și numai împotriva ei, și a capului ei nevăzut, Iisus Hristos, este strigătul de alarmă al unui binescritor creștin. Spun, Evanghelia trebuie ars să scrie un rabin, fiindcă păgânismul este mai puțin periculos pentru credința evreasă decât creștinismul. Război de moarte creștinismului răpește masul. Trebuie să extirpăm lepra devorată a creștinismului țipal. Va veni vremea cu obieștilor obieștilor masonului, când crucile și icoane vor fi aruncate în foc, potirile și vasele sfinte schimbate în unelte folositoare, bisericile trebuie făcute în sări de concert și teatru sau de adunări. Și când n-ar putea sluji un asemenea scop, în hambare de pâine și în grajuri de cai.
Să ne dăștim că va veni o zi când mulțimea luminată de astăzi dată se va minuna cum de nu s-a săvârșit de multul asemenea prefacere. Se va face atunci tabula rasa din împovărășimea copiii. Așa se spune Masonul. Și Irineu Mihăcescu încheie, copirea s-a împlinit în tocmai de bolșevismul și rusesc și de Revoluția Spaniolă și unul și altul aval de îndeminate ale Franc Masoniei. Deci, atât, dragii mei, de aceea am ținut să vă citesc și din aceasta, nu am trei atât, un pic diferit în timp. Deci, Haimenescu, Polonescu și Dumnezeu. Irineu Mihăcescu, Irineu Mihăcescu Mason, care a scris această carte, a scris acest capitol. Și după ce a scris acesta și s-a aflat, au venit doi masoni, cavalerii templului, i-au scotocit tot și au scos și au ars manuscrisul tot, l-au închis la gavia și l-au otrăvit încet și au venit otrăvit la scotim ce a ieșit această carte și capitolul acesta despre Franc Masonerie. V-am citit aceste lucruri, dragii mei, și mă bucur că ați avut răbdare și mă fericit. Fiindcă se poate ca în viață să vă povesti despre de această structură numită Masonerie. Sper să fiți cât mai departe să vă acopere Dumnezeu. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Dacă cineva intră în Masonerie, obligat el iese din biserică. Să fie clar acest lucru și vreau să audă toată lumea. Cine a intrat și a fost inițiat în masonerie, pierde harul Duhului Sfânt. Și el trebuie primit înapoi, lepădându-se de masonerie și făcându-i se din nou mirungerea. Și vreau să vă citesc din Ecleziologia Bisericii noastre, dată pe tema ecumenismului, sergianismului și francmasoneriei, cum spune așa, din cauza caracterului său sincretist, ecumenismul este strâns înrodit cu francmasoneria, care se autoreclamă ca tolerantă, reunificată și iertătoare față de toate ereziile și religii. În practică s-a dovedit a fi religie și supra-religie, contribuind direct și indirect la promovarea idealului ecumenist, adică la crearea unei baze ideologice care se cuprinde la un loc toate dogmele și religii, în care adevăr, adică bază, revelat, va fi complet relativizat, în care adevărul revelat va fi complet relativizat și pus la același nivel cu orice înșelăciune și concepție omenească și diabolică. Deci, în mărturisirea Bisericii noastre de credință, dragii mei, arătăm că ecumenismul este un pericol și arătăm că ecumenismul este un copil al francmasoneriei, care este un sincretism religios, care consideră că toate religii se numește niciuna, care nu pune niciun preț pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe revelația creștină. Deși veți auzi la ei cunoști care vrea să rog pe Biblie, la gradele inferioare, dar mai sus ei se leagă de credințe de Domnul. În o altă parte, Ecleziologia spune că biserica noastră a adoptat condamnarea francmasoneriei, cea care a fost scoasă și de Biserica Ortodoxă Creștină în 1988. Iar în Sinodicul Ortodoxiei, vă aduceți aminte, printre erezii și anatemele date de data anatema și francmasonerie. De aceea, iubiți mântuincioși, nu cumva, acum știți, până acum nu știți, am plecat de la acest lucru, acel creștin de calitate spunea că nu vede niciun rău în a fi și în biserică și în a fi mason. În tocmai cum episcopul Pimen, atunci ce a fost întrebat, cum fii mai comod, în mantea de episcop sau în mantea de mason? Și l-a spus, bine, în mantea de episcop, asta contează, ce de mason e ceva simbolic. N-ai cum să din Evanghelie în învața Mântuitorul, n-ai cum să fii și cu Dumnezeu și cu Mamona. Ori ești cu Dumnezeu, ori nu ești cu Dumnezeu. Deci, feriți-vă de masonerie. Și băieți și fete, că acum este și masoneria feminină. Cum ați călcat la mason și că ați fost inițiat într-un ram? Cum pierdeți darul Duhului Sfânt?
și sunteți excluși. Nu trebuie să vă judece nimeni, sunteți excluși de Dumnezeu din biserică. Chiar dacă veniți la biserică, nu mai aveți darul primit la botez mântuitor și sfințitor, care deschide poarta mântuirii. Nu mai există. Fiindcă ați mers la o societate eretică, care nu numai că este eretică, dar este o care luptă și care ca scop distruge bisericii și îl așteaptă pe Mesia Domnului. Știți din Revelația din Sfânta Scriptură că este Antichrist. Am ținut să vă vorbesc de aceste lucruri astăzi și v-am ținut atât și în contextul pe care îl trăim astăzi, dragi mei. Vedeți, nu știu, eu așa văd că planurile lor sunt din ce în ce puse în practică. Și stăteam și mă întrebam cum de au succes, cum de se mișcă atât de repede, cum de reușesc să controlez. Vă dați seama dacă mulți dintre directorii spitalelor sunt masoni, dacă mulți dintre directorii departamentelor de sănătate publică sunt masoni, dacă mulți dintre directori de instituții, institute de cercetare, epidemiologi și așa mai sunt masoni, cine să ne mai învețe pe noi dacă vaccinul este bun sau nu? Dacă nu, cumva, prin vaccinare se urmărește altceva? Dacă în ministere, directorul de școli sunt masoni, cine să ne mai învețe dacă învățământul propus de stat este folositor pentru copiii noștri sau nu? Și așa mai departe. Iubiților credincioși, trăim primul greu și de aceea vă lasez și o rugăminte. Noi, clerul, nu le știm pe toate. Clar. Dacă ne întrebați despre o erezie, despre o problemă de morală creștin-ortodoxă, cumva suntem pregătiți sau știm unde se documentăm. Dar când ne întrebați de vaccinul, de învățământ, nu este specialitatea noastră. Dar am vrea să vă dăm un sfat. Și de aceea cer eu, personal, și cred că este și sunt la sentimentul și celorlalți părinți. Vă rog, cei care lucrați în domeniu, medici, aprofundați un pic problema aceasta, dar aprofundați-o leacă cu seriozitate, măcar plecând de la un punct neutru. Știu că în școală vi s-a inoculat în minte că metoda aceasta de tratament prin vaccinare este super și singura. Totuși, dați-vă un pic înapoi și plecați la un punct zero. Și spuneți, hai să o cercetez să văd, este singura? Este cea mai bună? Sau nu? Vă rog, faceți un astfel de efort cei care lucrați în medicină. Și faceți în profund, că avem nevoie de sfaturi de la oameni credincioși și bine intenționați. Cei care lucrați în învățământ, de aceea poate că lucrați în știți că am pus să vă strâng cât mai mult medici să vă propun aceste teme pentru a le studia. Cei care lucrați în învățământ, vă rog frumos, studiați un pic, ați făcut pedagogie, psihologie, practică pedagogică, sunteți dascăl. Vedeți un pic dacă ceea ce se propune acum în învățământ, modul de a învăța copiii, ce învață copiii, este bine pentru sufletele lor sau nu. Și comunicați-ne și nouă un sfat avizat ca și noi să putem să spunem și celorlalți. Cei care cumva aveți o imagine a conducerii statului, a statelor și în lumea de astăzi și știți și simțiți ce se întâmplă, spuneți-ne și nouă ca să putem să avertizăm și trăim niște momente grele. Știu că majoritatea așa așteptați. Cine zice părinte? Cine zice părinte? Cine zice de cipul? Cine zice de buletin? Este timpul, dragii mei, în care să fim mult mai împreună și să ne sfătuim împreună, să luăm o decizie împreună, că nu este scuza, că eu așa simt că vine momentul în care trebuie să luptăm împreună împotriva lucrurilor care vin. Cu această rugăminte și cu rugămintea aceasta să fugim.
de francmasonerie, s-o studiați, dar s-o studiați în profunzime și să fugiți de ea, încercat, că v-am ținut atât, dar am considerat că este un moment în care trebuie să vorbesc și despre aceste lucruri și ați văzut că vin din practică creștinul nostru se lovesc de ele și am pus să fie răspuns. Așa cum Evanghelia se încheie cu acest dialog între ucenici și Mântuitorul, când Mântuitorul văzându-l pe cel bogat, întorcându-se și plecând, când i-a propus apostolatul și sfințenia, Mântuitorul spune, mai lesne este camile să intre din urechea apelor decât bogatul împărăția lui Dumnezeu. Adică foarte greu, imposibil. Ucenicii s-au speriat și au spus, Doamne, și-au spus, cine se va mai mântui? Și Mântuitorul răspunde, și țineți minte, ce la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Dacă noi în ziua de astăzi simțim că lumea se complică, devine din ce ce mai grea, din închisoare, din ce ce mai supravegheați și rațional gândind, parcă nu mai avem ieșire, aduceți oameni de aceste cuvinte. Noi poate nu mai putem cumva să scăpăm, dar Dumnezeu poate să ne scăpăm. Deci Dumnezeu nu o să spune toată slavă și în sfârșit.